Clericii din Protopopiatul Onești s-au reunit astăzi în ședință administrativă. În cadrul întâlnirii care a avut loc la sediul Protopopiatului, au fost prezentate proiectele sociale care urmează să fie implementate în cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Ședința administrativă a clericilor din protopopiatul Onești a fost prezidată de părintele protopop Ioan Bârgăoanu. În cadrul întrunirii, părintele Ilarion Măță, consiliere parhial la sectorul social-filantropic, a prezentat acțiunile sociale care vor fi implementate în cadrul eparhiei în perioada următoare, precum Donează Sânge Salvează o Viață și Consiliere Psihosocială pentru Pacienții Post-Covid. De asemenea, a evidențiat proiectele social-filantropice ale protopopiatului Onești. Masa bucuriei și prânzul Ștefanian, clericii au fost înștiințați și de noile registre electronice de inventar, care vor fi implementate în conformitate cu regulamentul de administrare a bunurilor bisericești. La sediul protopopiatului s-a definitivat o lucrare importantă, aceea de a se organiza un paraclis închinat Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, și în sensul acesta am luat act împreună de această activitate ce se dorește a fi împlinită prin săvârșirea Dumnezeiești Liturghii. Totodată, protopopiatul nostru a devenit un loc în care se servește masa bucuriei, dar și o casă a bucuriei, pentru că mulți din cei care au probleme sociale sau orfane din zonă și tinerii care au alte probleme de natură socială vin la noi și pot servi acest prânz ștefanian. Lucrarea filantropică ce se desfășoară în protopopiatul Onește cu binecuvântarea Părintelui nostru Arhiepiscop Ioachim este susținută de preoții, dar în mod special de credincioși care au evlavie la cel care este în necaz, cel care este în suferință și în ultima instanță la Hristos, care se regăsește în fiecare din cel ce ajută pe cel încercat de necazuri. Conferința de astăzi își propune și un lucru important pe care îl desfășurăm constant în protopopiatul nostru, acela de a reorganiza donarea de sânge împreună cu preoții, angajații protopopiatului și cei care sunt partenerii noștri și vom face această acțiune în săptămâna ce urmează. Tot în cadrul ședinței de astăzi, clericii din protopopiatul onești au identificat soluții pentru a veni în ajutorul persoanelor care au fost afectate de inundațiile din ultima vreme.